pentru că nu are ocazia învățătorul să-i cunoască suficient de bine pe fiecare, astfel încât și pe cei introvertiți nu o să-i transforme niciodată în extrovertiți. Bineînțeles. Temperamentul e ceva născut, dar corect, să-i învețe să se comporte ca și cum ar fi extrovertiți și în situații de genul examene cu public sau așa mai departe, să se poată descurca. Da, se de concentreze acolo, pe o perioadă foarte de scurtă. Acolo, de foarte mici, pentru că deja la liceu e mult mai greu unui profesor și să mai transforme ceva. Cred că într-o situație de genul de care am pomenit mai devreme, în cazul unui examen cu public, notele care se oferă sunt nerealiste sau nu oglindesc neapărat adevărata valoare a elevului? Ba da, cred că examenele orale, în afară de bagajul de informații pe care un elev trebuie să-l reproducă, încearcă unul dintre criterii să fie inclusiv capacitatea lui de a avea un discurs oral coerent, ceea ce observ că lipsește din ce în ce mai mult elevilor. Da, vocabularul scăzut. Da, vedem până departe la politicieni și așa mai departe. Deci e o problemă care se extinde apoi pe toate ramurile societății. E și asta un criteriu, să poată să țină un discurs coerent. Poate e și motivul pentru care la examenul oral de limba și literatura română au scos acea parte de reproducere a unei opere literare și au înlocuit-o cu alcătuirea unui text argumentativ, de exemplu, pe o temă. Mi se pare foarte important în viață, oricând trebuie să știi, să fii capabil să-ți exprimi un punct de vedere argumentat. Exact. Da. Și apropo, cred că se încearcă încet, încet. Apropo de sistemul de învățământ și de evoluție, sunt sigur că s-ar putea face pași în sens pozitiv în domeniul ăsta, dar în perioada de adolescență copiii am observat că sunt egoiști și am avut în clasă, din liceu mai ales, erau multe persoane extrovertite care se descurcau bine la examenele cu public și pe calea asta chiar vreau să îl felicit pe profesorul de geografie din liceu, că el întotdeauna ne asculta cu public, în față, și zicea că, în special, menționa că ne pregătește pentru examenele orale de la bacalaureat și că nu ne aduce în față doar ca să râdă de noi sau chiar era un om cooperant cu elevii. Și am observat că avem colegi extrovertiți care, probabil din egoism, în loc să-i ajute și pe ceilalți, ar fi putut propune modalități de examinare orală ca să-i obișnuiască și pe cei introvertiți să se descurce în perioadele astea de stres. Da, poate nu s-au gândit la ceilalți și se bucurau. Domnule, dai că eu mă descurc și eu notă bună, foarte bine, restul treaba lor. Noi am avut profesori care aplicau tocmai pentru în ideea asta metoda unor proiecte care erau alcătuite dintr-un document scris, deci partea scrisă și prezentarea orală. Și aveau grijă de cele mai multe ori ca selectarea elevilor să se facă absolut aleator, prin tragere la sorți, de exemplu, astfel încât numereau în grupă persoane extrovertite și persoane introvertite. Wow. Mai ales datorită faptului că persoanele extrovertite își doreau și făceam parte dintre ele, își doreau foarte mult ca proiectul să iasă foarte bine, presiunea pe cele introvertite era și mai mare. Și atunci încercau și ei și până la urmă cred că am ieșit din liceu 32 de persoane care liniștit oricând pot să fie capabile să țină un discurs oral. Și munca lor, a profesorilor. Vă felicit. Uite, tocmai te-ai contrazis într-o afirmație de acum câteva minute în care ziceai că școala este doar un factor informativ. Profesorii n-au făcut altceva decât cei care au aplicat metoda proiectului să vă dezvolte, să lucrați și în echipă și în același timp să vă expuneți și părerile și de ce nu să faceți față și unui public. Când afirmasem lucrul respectiv, mă refeream în principal la această capacitate de a face față stresului, care nu e educată totuși suficient, pentru că proiectele respective, la un moment dat, da, într-adevăr, în clasa noua era un stres teribil. Dar apoi și ați ajuns la un punct? Ne-am și obișnuit, mai ales că le prezentam unii în fața celorlalți, nu mai era stresul respectiv și oricum am avut foarte multe colege care în situația probei orale de la bacalaureat, evaluatori străini și persoane străine în sală au avut emoții. Asta totdeauna se întâmplă în momentul în care ai în față un necunoscut, o situație necunoscută sau o persoană necunoscută, inevitabil să nu se nască emoția de a nu te face de rușine, oare cum mă percepe. Cred că de acolo se pornește. Da, dar la unii e mai evidentă, la unii nu. Exact, și atunci exact. Aici se face diferența. Păi da, asta ține de temperament. Unii sunt mai ipocriți, cred. Pentru că emoții sunt ferm convinsă că toată lumea a avut. Unii
știu cum să se joace cu ele, alții, din păcate, le folosesc în detrimentul lor. Da, aici contează foarte mult cum te autoeduci, pentru că fiecare om are o anumită contribuție în viața ta până la un moment dat. Și de acolo intervine propria ta persoană. Și în momentul în care știi că ești foarte emotiv și nu faci nimic, atunci clar e vina ta. În momentul în care faci un efort colosal, evoluezi. Bineînțeles, în timp. Pentru că nu se poate totul dintr-o dată. Dar în timp, evoluezi. Cum comentezi, ai fost ultima generație din vechea metodologie de examinare. Da. Exact. Ai fost mulțumită, ești mulțumită sau ți-ar fi plăcut să experimentezi ceea ce urmează? Cred că nici măcar ceea ce urmează nu este ceea ce în definitiv trebuie să căutăm. Altfel mi-aș imagina bacalaureatul. Oricum, varianta veche nu mi-a plăcut. Din singurul motiv că am avut posibilitatea să alegem sportul și din păcate am făcut și eu greșeala aceasta, pe motiv că, mă rog, m-am gândit că e mai ușoară pregătirea, sau chiar dacă nu e un bagaj de informații de acumulat, pregătirea pentru sport putea fi pauza din pregătirea pentru celelalte materii. Dar nu cred că este o materie pe care trebuie să o evaluăm la BAC, în principal datorită faptului că profesorii care evaluează nu sunt încă unanim hotărâți ce evaluează și cum. Din păcate au fost persoane care au luat note după barem și persoane care n-au luat note după barem. Persoane care au scăpat mingea la basket din mână și care trebuiau să ia 8 din start, dar n-au luat 8 și atunci sportul a iscat așa o frustrare între absolvenți, candidați. Da, încât în general îmi place ideea de a fi reduse numărul de probe, dar eu mi-aș imagina, de exemplu, istoria și geografia nu ca alegere, ci ca un examen, un singur examen care să cuprindă părți și dintr-una și din alta, chiar dacă nu intrăm atât de mult în detaliu. Dar mai ales capitolul, de exemplu, de Uniune Europeană, studiat și la istorie și la geografie. Se întrepătrund, da. Exact. Deci s-ar putea. Da, și eu tind să cred că, apropo de sport, ce spui acum, 70% îl aleg prin alegere, prin eliminare. La chimie ai de învățat la greu, la fizică la fel, la biologie e anatomia de 11. Și tot așa. Și e o grămadă de informații care s-au adăugat la probele obligatorii plus cele de specialitate și atunci ce zici? Depinde de profil cine e asociată sportul. Eu puteam să dau psihologie liniștită, doi ani de zile am fost prima pe județ la psihologie și între a 10-a și între a 11-a. Între 12 am renunțat că am fost la română, la națională și nu mai aveam timp. Dar, deci puteam, aveam de ales. Dar v-am zis care a fost motivul, asta unul la mână și doi la mână, știam că de obicei se iau note mari. Da. Am gândit și eu ca toți elevii, am sfârșit prin a avea cea mai mică notă din BAC la sport. Și asta cred că depinde de evaluator, că totuși da, asta și la sport există bareme, dacă nu faci. Ce vă spun, unul scapă mingea din mână la basket și nu. Trecem cu vederea. Asta depinde de evaluator, de asta nu e neapărat o metodă, dar am observat că multe universități iau, sau de exemplu Facultatea de Litere, unde am aplicat eu, nu a luat deloc în considerare bacalaureatul, doar media anilor de liceu. Mă rog, nu e nici asta o soluție, dar în general bacalaureatul destul de puțin mai este. 20%, maxim 33%, nu știu dacă este vreo universitate care le ia mai mult. Apropo de contribuția profesorilor și a proiectelor despre care vorbeai înainte la evoluția în bacalaureat, astea cred că sunt oaze, așa, în sistemul de învățământ și probabil îți dorești ceva la nivel național. De încă ești nemulțumit așa, pe jumătate. Da, evident. La nivel național ar fi ideal. Da, nu știu, mi-aș imagina, de exemplu, examenul de literatură. Mie îmi place literatura română și vreau să merg mai departe pe filologie, dar cred că e un pic prea greu la literatură pentru cei de la real. Nu știu de ce. Am impresia că unele lucruri ar putea fi reduse și să fie inclusiv examenul la română. Și poate introduce gramatica. Dacă te-aș provoca să fii neutră, nu ceea ce îți place ție, acum în câteva clipe ai putea să-ți creionezi așa în minte cum ți-ai dori să fie, ce discipline să conțină și cum să se deruleze un examen de bacalaureat? Cine știe, poate te aude cineva
și o să ține cont și de părerea ta. Nu o să mă audă nimeni important, dar o să încerc. În primul rând, te auzim noi. Nu se știe niciodată. Da, cred că, în primul rând, obligatoriu examen oral la limba română. În metoda în care este acum, eu sunt foarte mulțumită.